Un moment impresionant a avut loc ieri în localitatea Prejna. Mama muzicii populare românești din nordul județului Mehedinți, Angelica Stoican, a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Balta. Evenimentul a fost organizat de primarul Irina Zoican în colaborare cu Niculina Stoican. Muzica populară românească este un tezaur scump, iar Angelica Stoican, fiica satului Prejna, a reușit să ducă cântecul din zona de munte a județului nostru pe cele mai înalte culmi ale popularității. În timpul evenimentului, aceasta a povestit publicului că muntele și oamenii de aici nu lipsesc din nicio melodie a interpretei. Nu mai vorbesc de cântec, pentru că în toate cântecele mele, să căutați dumneavoastră dacă în vreunul lipsește muntele, sau oamenii lui, sau dragostile, sau nedeile, până și datinile acelea, ritualurile și acelea le găsiți în cântece. Pe parcursul ceremoniei au fost amintite momentele de început ale carierei artistei, provocând valuri de emoții acesteia, dar și celor prezenți. Pe lângă muzica și versurile pe care le-a lăsat moștenire, talentul și pasiunea pentru folclor au fost moștenite de cele două fiice care vor duce tradiția mai departe. Este un moment pe care mama l-a așteptat de foarte mult timp. Sunt foarte bucuroasă pentru ea și mai ales că lucrul acesta s-a întâmplat chiar aici, în satul natal, în biserica din satul Prejna. Nu știu dacă se putea întâmpla mai frumos de așa pentru mama. Prejna pentru mine, în primul rând, este rostul meu pe lume. Pentru că aici m-am născut și pentru că mai am și norocul să-l comemorăm pe Tudor Vladimirescu la cei 200 de ani de la Revoluția din 1821. Ce a fost astăzi a fost cumva un vis împlinit al meu, să văd o grămadă de lume venită din strinătate, așa cum spunem noi, care să vadă că noi avem grijă de istoria noastră, că noi suntem oameni de la munte simpli, dar care prețuim tot ce înseamnă trecut. Pentru că pe trecut ne clădim viitorul. Prezentul este cel care ne motivează și ne îndeamnă să facem ceea ce trebuie pentru un viitor mai bun. Și eu cred că ce s-a întâmplat astăzi la Prejna este începutul viitorului nostru, bazat pe un trecut așa de frumos pe care l-a clădit Tudor Vladimirescu și nu numai el, atâția alții care au fost în toată Oltenia. Acest eveniment important pentru mehedinți a fost organizat de primarul comunei Balta, Irina Zoican, care și-a dorit să ofere titlul de cetățean de onoare ca recunoașterea carierei uneia dintre cele mai mari interprete din județul nostru. Am sărbătorit 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a poposit aici, pe acest pământ sfânt, unde a construit această biserică, singura ctitorie a lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a pășit prin fiecare sat al comunei Balta și a lăsat urmă în fiecare sat al comunei. Cred că momentul a fost frumos gândit și potrivit, așa încât am îmbinat istoria, Revoluția cu folclorul nostru, pentru că aici la Prejna nu lipsește niciodată în zi de sărbătoare cântecul popular. Așa cum dumneavoastră știți, aici își are rădăcina Angelica Stoican, de aceea momentul cel mai potrivit a fost acordarea titlului de cetățean de onoare al doamnei Angelica Stoican, cetățean de onoare al comunei Balta, un moment în care noi încercăm să rescriem istoria și de aici îmi doresc ca evenimentul în anii următori să fie la un nivel poate mult mai înalt. Președintele PMP Mehedinți, Ramona Copo, iubitoare de muzică folclorică, a fost de asemenea prezentă la acest eveniment, care a inclus și multe alte momente artistice și culturale. Astăzi comemorăm bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Însuși, motoul acestui eveniment, istorie, revoluție, legendă, spune totul despre memoria celui care a marcat istoria României. Ca vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, încurajez aceste evenimente care aduc valoare monumentelor istorice, legendelor comunei și istoriei comunei. Emoțiile cele mai mari le-a avut cu siguranță interpreta Angelica Stoican, care a rămas profund impresionată de toată aprecierea celor prezenți. Recunoscută am fost toată viața mea și iubită de lumea de la munte. Important este să fie recunoașterea și de la
organele esențiale care conduc această țară și poate într-un cuvânt frumos i-aș ruga să țină cont că sunt oameni care își lasă o viață, o dăruiesc și cât va fi lumea lume, din munca lor și frumusețea vieții pe care au pus-o în cântece și în tradiții și în tot, lasă un tezaur dintre care, din care se vor hrăni spiritual cei ce vor veni. Oamenii au venit în număr mare să-și arate aprecierea față de îndrăgita interpretă de muzică populară. Venim de la Drobeta Turnu Severin, ne-a plăcut special, ne place foarte, foarte mult. Sărbătoare, da. Pentru totul, aceste totul e frumos. Peisaje, da, da. Deosebite. Munții e chiar foarte frumos. Prin acest eveniment, organizatorii au reușit să scrie istorie atât pentru muzica tradițională românească, dar și pentru istoria de care suntem atât de mândri.